ora 10:05 minute, se examinează cauza penală de generalul Țuțu Constantin în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 32 alineatul 2, 352 indiciu alineatul 2, 352 indiciu alineatul 2, codul penal. În ședință este prezent acuzatorul de stat, este prezent inculpatul. Dar între de toate noi, domnul Anatol, vă rog. Am înțeles. Deci 6 dosare aveți. Și sunt prescrise termeni de deja? Da, practic la toate. De când ați sunt pirol? Vorbim cu domnul procuror să stăie legea în capul meu, să spune că las că judecatul îți decide. E da, instanța decide. Cum ar normal, fi? Dar cum poți să faci un dosar dacă e termen de prescripție trecut? La care vă referiți? Sunt câteva acolo care fost acum recent. Dar totuși le dați pe dosarele astea, cum le dați? Nevinovat. Și în ce vă incriminează? Cine incriminează? Da, pe dosarele astea care sunt prescrise. Este dosar chiar acum recent, din 2016, n-am achitat impozit la o mașină. Vă dați seama acolo de multe trecute termeni de prescripție pe chestia asta și eu am făcut dosar. Următoarele? Următoarele ce? Dosare care sunt prescrise sau care... Nu, ele acum s-au pus pe rost deja. Totuși, este un termen lung, adică din 2000 sau adică de acolo să stie tata pe rol, vă ține totuși în tensiune. Termenii ăștia rezonabili pentru examinare se respectă sau cum credeți? Și de ce se tergiversează examinarea? Sigur că nu se respectă nimic. Sigur. Practic de procuror tot este liceat pe dosar. Deci sunt de interese. Dacă putem spune așa, sigur că... Domnul Suțu, dar acum unde v-ați regăsit? Ce vă ocupați, dacă nu-i secret? Nu este secret. O să-ți spun ție personal ce mă ocup. Mă, fac și eu ce pot, ce mă ajunge care. Politică v-ați... Cred că e suficient ceea ce avem noi acum. Avocația dumneavoastră? Avocația, unul pe zi, dar unul are probleme cu copilul, chiar acum la mătrare. Ce v-a întâmplat cu copilul? Dar... Când vă-ați venit a doua, eu sunt... Da, vă anunț.